Salutare tuturor! Astăzi, un film mai aparte decât v-am obișnuit pe canalul meu, o să vă arăt un experiment, o să vă arăt ce fac și o să vă invit să-mi spuneți în comentarii ce material am folosit. Este spectaculos, după părerea mea, așa că vă las să urmăriți. Am aici acest material, este un material, vă dau un indice, un material care se folosește în general pentru polișuri și pentru curățit, pentru șlefuit. Nu o să folosesc foarte mult, cu toate că cu cât folosești mai mult, cu atât e mai, efectul este mai interesant. Și acest material, cu o baterie de 9V, o să vă arăt ce se întâmplă și cum să-l fac, îl fac așa. Apropie aici, ating o dată, apropie aici, ating o dată și haideți încă o dată aici. Sting luminile imediat. Aprind o parte din lumini. Materialul aproape s-a consumat. Din experiența mea, partea cealaltă ar trebui să mai rămână câte ceva. Asta e totul. Sper că v-a plăcut acest mic experiment. Dintr-o bucată de material și baterie de 9V, ați văzut ce efect putem să obținem. Vă invit să-mi spuneți ce material am folosit. Și de asemenea vă invit să vă abonați la canalul meu de YouTube, dacă nu ați făcut-o deja. Vă mulțumesc, toate cele bune!